Ploile abundente din ultimele zile au creat condițiile necesare pentru pregătirea terenurilor pentru însămânțările de toamnă. Din păcate, deși încheiată campania de recoltare a grâului, nu a adus producțiile așteptate de fermieri. S-au înregistrat producții mai mici față de anul trecut, care în medie au însemnat 5 tone la hectar. Deci s-a încheiat recoltatul la grâu, este producția un pic mai mică decât anul trecut, încheiat recoltatul la rapiță, la fel. Acum suntem într-o perioadă de câteva zile bune, zic eu. Am avut precipitații în weekend în zona de munte chiar de 100 de litri pe metru pătrat, ceea ce a însemnat foarte bine și pentru refacerea cantităților de apă din baraje, pentru că săptămâna trecută deja pe zona Mizil nu mai primeam apă decât la 50% din necesar. Au fost precipitații și în zona de câmpie de 30 de litri pe metru pătrat în medie. Se lucrează bine acum în câmp la eliberare teren de resturi vegetale și se pregătește următoarea campanie de însămânțat. Culturile de porumb și floarea soarelui sunt însă grav afectate, iar fermierii se gândesc să înceapă recoltatul mai devreme. Ploile, chiar dacă au căzut în cantități importante, nu mai pot salva culturile uscate deja. Pentru porumb și floarea soarelui, zilnic primim înștiințări și rapoartele operative de la OAT-uri. De mâine avem Comisia Județeană în teren. Nu avem fermieri care să ne semnaleze că încep să toace cultura pentru furaj, decât cei care au destinată cultura pentru furaj, porumb siloz. Încercăm acolo, dacă va fi cazul, să punem în legătură crescătorii de animale cu fermierii de la vegetal ca să-și poată strânge resturile vegetale necesare în hrana animalelor. Și în perioada imediat următoare vom ști exact ce va fi la nivel de cultură la floarea soarelui și la porumb. Chiar dacă fermierii prahoveni au făcut sesizări și au depus și documente care să ateste calamitarea culturilor, nu se știe dacă se vor acorda și despăgubiri pentru cei afectați.